A fost un, un concurs de feeder deosebit. Au fost cei mai buni pescari din Maramureș, au fost și din Satu Mare, au fost și din Cluj, din trei județe. Este ultima tehnică de pescuit, tehnica de pescuit la feeder. Se pare că are din ce în ce mai mulți adepți și pe noi ne bucură treaba asta. Pescuitul la feeder este un pescuit pe o durată scurtă de viteză. După cum ați văzut și rezultatele care s-au obținut în cele două manșe de 6 ore.
parte de premiere. În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru participarea pe care ați avut-o. După cum ați văzut, balta nu e tocmai ușoară, este destul de dificilă. Ați văzut că multe s-au schimbat de pe o zi pe alta, inclusiv standurile și capetele de standuri n-au mai dat peștele dorit. Vreau să-l felicit personal pe domnul Corvin, care m-a bătut cu 150 de grame astăzi. Bine, Corvin! Începem cu cele două brăile. Am avut, după cum știți, două brăile. Una ieri câștigată de domnul Dan Lengel, 9,175 kg. Felicitări! O să fie primit! Și brăila de astăzi, domnul Bo Andrei, 6,375 kg. Felicitări! Ei ăștia... Nu, începem cu... Și dacă tot am vorbit de brăile, discutăm și de cea mai mare captură. Avem acolo... Nu. Ca să facem cea mai mare captură și apoi începem cu 10 și 9,175 kg, domnul Dan Lengel. Felicitări! Să fie primit! Și aici de la sponsorii noștri... Opa! Da, poți să le... 2, 3 și asta. Bun. Bun, și acum începem locul 10. Festivitatea de premiere. Primii 10 sportivi. Locul 10 cu 8 puncte, 32 de kg, 200 de grame, Otilo Jago! Felicitări! Și o mică atenție de la sponsorii noștri. Locul 9, 7 puncte, 21 de kg, 800 de grame, Coste Cristian! Felicitări! Stai aici la o poză cu lângă noi, sau să te vezi. Așa, zâmbiți. Bun, mulțumim. Locul 8, 6 puncte, 49 de kg, 550 de grame, Costi Abdulla. Locul 7, 5 puncte, 23 de kg, 300 de grame, Corvin Sandulescu. 150 de grame. Hai, aici s-a terminat. Ia și diploma. Dăm voie să-ți prezint un nou concurent, un nou participant la balta Cicârlău. Felicitări, domn președinte, a luat locul 6. Mulțumesc, mulțumesc. 5 puncte, 26 de kg și 475 de grame. Te rog să primești și din partea sponsorilor. Mulțumesc, mulțumesc. Ca și cupă. Poți să și zâmbești, ca și cupă. Tu țin eu? Stai că le pun aici. Bun, trecem la locul 5. Tot cu 5 puncte, dar 39 de kg, 25 de grame, Temian Vasile. Felicitări. Hai, stai aici între noi. Ia-le cumva în brațe. Hai, aici. Și astea. Și astea. Și astea. Și astea. Și astea. Și ale. Da, da. Dacă te umplu de primi. Da,
Locul 4 cu 4 puncte. 57 de kg, 850 de grame, Dan Lengel. Este! Tă viu, tă dă asta până legă după masă. Hai, e tot între noi. Hai. Da. Te alegi cel mai bine dintre toți. Este fatal, e? M-am orientat. Mulțumim pe această cale și sponsorilor. Givadi, MG Carp, Asla Crab, Schnitzel Baits, Active Baits, Bucătăria lui Negreanu și bineînțeles magazinele Delta și Vidra. Bun, și trecem la podium, locul 3, 4 puncte, 63 de kg, 50 de grame, tot Tamaș. Aici. Vedem, îți dăm din ele apoi. Vezi tu cum. Asta ți-o pui în, mă rog. Da, na, hai să vedem probleme, să ne facem. Hai că ți le punem pe podium. Așa. Hai că tu ești pe. Hai că le punem pe podium, știi? Mai bine așa. Așa. Urcă-te acolo. Ia, adi și astea. Și Asla Crab. Nu, din coace de ciplică. Acolo. Da. Locul 2 cu 3 puncte. 67 de kg, 900 de grame, Jorge Dani. Felicitări. Ai băut alaltă ieri, nu ieri. E ziua mea. Așa și spunem noi premiile acolo. O, pentru poză, așa facem o poză. Și locul întâi, tot cu 3 puncte, dar 97 de kg, 150 de grame. Ioni Marinca! Am lăsat-o pe și suspansul. Felicitări! Așa. Aici frumos de la sponsor. Ah. Hai să ți le punem acolo. Eu am trabucom. Dacă vă puneți, vă duc să-mi aduc repede și eu bani de trabucom. Așa-i regula, trebuie să-i pe podium și cer puțin două. Pică! Nu știu cum e să fie acolo. Felicitări! S-a încheiat a treia ediție a Cupei de Feeder Balta Cicârlău. Am avut un total de 23 de pescari. În total s-au prins undeva în cele două manșe 800-830 de kg aproximativ de pește. Locul întâi Jani Marinca a câștigat cu 98 de kg. I-au lipsit un pic până la 100 de kg. Noi zicem că a fost un concurs reușit. Mulțumim sponsorilor. Îi așteptăm de fiecare dată să vină să ne ajute la organizarea de competiții. Givadi, MG Carp, Asla Crab, Schnitzel Baits, Active Baits, Bucătăria lui Negreanu, magazinele Delta și Vidra. Vă așteptăm în continuare la pescuit la Balta Cicârlău. Urmăriți-ne pe pagina de Facebook a Belții, unde găsiți informații despre concursurile de pescuit, despre pescuit, regulament de pescuit. Vă așteptăm la magazine pentru achiziționarea produselor și să vă simțiți bine la noi la Balta Cicârlău.
Găsiți toate produsele și la magazinul Delta, la Semilună, la magazinul Vidra, la piață. Vă așteptăm. Mă numesc Marinca Ioan. Pescuiesc cu Active Baits. O nadă foarte de calitate. Mulțumesc la domnul Preda de sponsorizare. Ieri și astăzi am luat locul 1 general la Balta Cicârlău. Cum vă simțiți pe poziția de câștigător de locul 1, mai ales că cunoaștem faptul că dumneavoastră sunteți un obișnuit al tuturor concursurilor, nu numai de aici, de la noi, din Maramureș, da, ci și din toate județele înconjurătoare județului Maramureș. Cum vă simțiți aici la Balta Cicârlău pe locul 1? Da, foarte bine mă simt și o baltă foarte bună. Recomand la toată lumea, e foarte multă pește este în baltă. Ne puteți spune cam din secretele dumneavoastră, cam care sunt, nu știu, trei lucruri de care trebuie să țină cont cel care vrea să câștige, să usuie pe podium sau să câștige? Iată, azi am avut o diferență între două locuri de doar 150 de grame. Noastră ați depășit cu peste 10 kg, nu? Da. Locul, da. Locul 2 și iată, ați lăsat locul 1. Da. Cu ce puteți spune, cam care sunt lucrurile principale pe care trebuie să le ia în seamă cei care doresc să concureze și să ocupe un loc bun? Să abordeze foarte bine standul, o nadă de calitate. Nu știu. Exerciții, seminarii? Păi da, antrenamentul foarte mult contează la un concurs. Să cunoaștem standurile, structuri, platouri, foarte important. Înainte de începerea concursului vorbim cu ceilalți competitori, da. La bursa câștigătorilor sigur vă dădeau câștigător, nu neapărat locul 1 sau 2 sau 3, dar știau că veți ieși pe podium. Am înțeles că dumneavoastră și împărtășiți tuturor celor care iau legătura cu dumneavoastră anumite, da, secrete care sunt, da, legate de acest stil de pescuit. Ce ne puteți spune mai mult? Păi cine mă întreabă, pe toată lumea ajut cât pot. Le spun cu ce pescuiesc, cu Active Baits. Foarte mult le ajut cum să abordeze cârlige, textil, înaintașe, forfac, tot ce aparține de pescuit la feeder. Și umblu pe multe locații în țară și multă lume știe că dacă pot ajut. Un cuvânt de încheiere pentru cei care vor veni să concureze pe balta noastră aici? Oricine poate câștiga, cine își dă un pic silința la pescuitul la fibre. Mulțumim! Și eu mulțumesc!